Victoria Politehnicii împotriva feroviarilor clujeni din optimile de finale ale Cupei României aduce reconcilierea de mult așteptată între jucători, suporteri și conducere. La finalul meciului, sportivii cântă împreună cu galeria, ceea ce nu s-a mai întâmplat de câteva luni, iar conducătorii grupării alb-violete savurează victoria de la tribuna a doua a stadionului Mihail Klein din Hunedoara. Important este că ne-am calificat și asta e tot ceea ce contează. Spre final ați mers toți la Alina Timon, după ce s-a sperat. Da, ne-am bucurat pentru noi, ne-am bucurat și pentru el, fiindcă v-am spus, pentru noi Alina Timon este o surpriză plăcută și nu neapărat fiindcă este doar un om deosebit, ci și pentru că este un antrenor foarte bun. CFR Cluj probabil era cel mai periculos adversar pe care puteam să-l întâlnim. L-am eliminat, i-am bătut de 2 ori într-o lună și cred că am demonstrat că suntem o echipă valoros, chiar dacă unii și-au pus anumite semne de întrebare. Și chiar ți-a mers bine. Trebuie să ne bucurăm cu toții. Trebuie să ne bucurăm cu toții, mă bucur că am reușit să câștigăm. Până acum spuneați că dacă dau gol nu câștigăm, acum mă bucur că am reușit să câștigăm, să ne calificăm și cred că e meritul întregii echipii, nu numai meritul meu. De partea cealaltă, clujenii sunt foarte afectați. Golgheterul Anca are chiar o reacție ciudată, susținând că nu citește deloc ziarele. Se pare că ne-a epuizat foarte tare meciul cu Dinamo și astăzi nu am fost la fel de proaspeți ca meciul cu Dinamo. Și ce să mai zic? Eu zic că Timișoara a meritat victoria asta și îi felicit cu ocazia asta. Războiul psihologic dinaintea meciului? Nu știu despre ce război vorbiți, eu cel puțin nu citesc ziarele, mai ales în ultimul timp. Nu știu despre ce vorbiți, sincer. Deci nu am auzit, nu citesc ziarele, așa că am auzit ceva conflict mic pe aici, dar nu știu. Cum federația a hotărât să plătească sume de bani echipelor calificate, Poli și-a trecut în cont prin această victorie echivalentul a 5.000 de euro. Sferturile de finală ale cupei au loc în 27 și în 28 februarie 2007, tot într-o singură manșă. Albi-violeții au ajuns foarte târziu la Timișoara pentru că au mai stat să dea probele pentru testul doping cerut de Marian Iancu. Azi a fost un singur antrenament. Meciul de la Craiova se va disputa duminică și este arbitrat de Sorin Corpodean.